Pentru zodia leu din 6 decembrie, în relațiile prietenii și protectorii pot apărea tensiuni, lucruri care pot să ajungă să vă influențeze în ce vă face pe voi fericiți, poate să vă facă să arătați ceva mai multă impulsivitate, agresivitate, energie care poate să fie dirijată mai ușor în plan destructiv. Afacerile pot să vă ducă și într-o zonă un pic mai destructivă. Curajul este mare, pot apărea mai ușor atitudini provocatoare, violență, vitalitate mai scăzută, riscuri de ușoare accidente, iar relațiile ceva mai tensionate. Din 7 decembrie, deja Neptun, în mers direct în Pești, poate să aducă schimbări care pot să vă facă să stabiliți idealuri, să vă concentrați pe emoții, pe credințele voastre, pe trăirile voastre, iar Mercur poate să vă influențeze prin intrarea sa în Capricorn, fiind în trigonocrație, la locul de muncă sau în planul sănătății. Prin organizare, prin fixarea ideilor și acțiunilor, prin eficiență, prin concentrare pe decizii și analiza lucrurilor care pot fi puse în practică. Din 8 decembrie, luna plină din Gemeni poate să vă influențeze mai ales pe relația cu prietenii și protectorii. Rezultatele sunt ale unor informații, principii, valori pe care voi le-ați folosit în dorința de a schimba ceva în relație cu prietenii. Începând de acum 6 luni în urmă, când a fost luna nouă din Gemeni, tensiunile din relații se valorifică prin contracte, asocieri și poate unor procese, prin voință, generozitate, corectitudine. Din 10 decembrie, Venus va intra în Capricorn, este în trigonocrație, vă influențează locul de muncă, sănătatea, prin aducerea în prim plan al unor aspecte raționale, a unor aspecte practice, prin scăderea afectivității, poate și prin relații folosite mai degrabă pentru a vă atinge obiectivele. Puteți fi fericiți dacă, de pildă, în contracte, asocieri, vă folosiți diplomația, tactul, corectitudinea, bunăvoința, sinceritatea și răbdarea. Relațiile par mai degrabă relații mai reci, dar de colaborare.